către Julio, pasându-i lui Mureșan. Acesta degajează către Urcovera. Oh, ce greșeală acolo făcută de Akaki. Ciprian Deag nu vie și e gol! Gol! CFR Cluj, Brahe, nu vie! Mare de tot însă eroarea din defensiva gazului. Deag cu contribuție importantă la ambele goluri. În opinia mea, cel mai bun jucător al CFR-ului în această primă repriză. A arătat într-adevăr ca o echipă solidă, matură, ca o candidată la titlu, dacă vreți, CFR-ul până acum. Într-o eroarea lui Akaki, Deac profită, controlează foarte bine, așteaptă, vede pe Nuvie apărând în dreapta. Foarte bună și finalizarea cu piciorul drept al lui Brahe Nuvie. Aici îl dezechilibrează pe Bușu Deac. Nu s-a grăbit.